vorba de o zi importantă care se apropie 15 ianuarie, Eminescu va fi sărbătorit așa cum se cuvine și la noi, cu școlile, cu colegiile, profesoara Mariana Chirtoacă va face o expunere despre acest subiect împreună cu Luigi Toma, șeful Cercului Militar. În datele 21 vom fi la București, la SMTFS, Statul Major al Forțelor Terestre, și la Ministerul Apărării Naționale, în aula Ministerului Apărării Naționale, un spectacol dedicat zilei de 24 ianuarie, unde vom fi și noi prezenți cu un moment de poezie. A la lung, așa, privind anul până spre luna decembrie, rămânem. Sigur, în principal aceleași subiecte. Eu mi-aș dori, dar aici o dezbatere mai mare, mai lungă de făcut, apropo de proiecte culturale și mai departe, Festivalul Stars of Song, care se va desfășura anul ăsta și am căzut de acord cu autoritățile locale din Câmpul Lung să nu-l facem în timpul campaniei electorale, pentru că ar fi picat exact în timpul campaniei electorale. Alegerile sunt pe 5, câte am înțeles eu, ceva Dacă de nu se genul ăsta, schimbă data. dacă nu se schimbă data, și festivalul ar fi fost în 27, 28, 29. Ei, și am zis să-l facem în 22, 23, 24, 25 iunie. Vom avea, în schimb, în mai, totuși, festivalul, a treia ediție a Festivalului Iisus la Muntele Amuncișor, de care se ocupă Liviana.